podcastul DocuArt. Bună ziua, suntem la podcasturile DocuArt. Îl avem pe Dragoș Hanciu cu noi, care ne va povesti despre cum un documentarist își face o carte de fotografie și de ce ar face cineva tânăr și cu o carieră de succes în film o carte de poze în acest moment și în acest context în România, unde nu știu cum stăm cu vânzarea de carte. Dragoș, de ce o carte de fotografie? Cum adică de ce o carte de fotografie? Pentru că e cu totul alt mediu și pentru că e cu totul alt efort. Adică știu că ai făcut niște eforturi ca să o finanțezi, știu că a fost undeva foarte original, da. Bănuiesc că n-a fost ușor. Să faci un film nu e așa ușor. Bine, dar de ce trecerea asta după două documentare la o carte? E cumva... Pentru mine nu e o trecere. Pentru mine a fost dintotdeauna fotografia acolo și abia acum mi se pare că încep să fac ceva cu asta, știi? Pentru că a luat amploare proiectul după ce am expus prima oară, acum în 2016. Am expus în München exact aceea serie. Hometown au fost 20 de fotografii și abia după am început să o iau mult mai serios și să vreau să concluzionez proiectul într-o carte. Sigur că seria asta e ongoing, știi? Adică nu o să se termine niciodată, cred, sper. Ok, e despre hometown, ceva cu nostalgie, dor de casă, cum e un oraș când te întorci în el după ce l-ai părăsit cu niște ani în urmă pentru studenție, pentru alte lucruri. Și este un demers care vine după două documentare despre efectiv viața în mediu foarte rural. Deci practic ai avut și Ionaș visează că plouă și Brudina, care sunt două filme amplasate în miezul naturii și al nicăierului. După care faci o carte de fotografie despre un oraș, despre orăștie. Da, păi Brudina e ca să iau așa pe rând. E filmul din facultate, din anul 2 am avut temă documentar acolo și e făcut în apropierea orăștiei, adică sunt la câțiva kilometri, cumva tot acasă am făcut și primul film. Și e adevărat că astea sunt mai izolate și na, poți să spui destul de ușor că sunt în mediul rural, dar na, împrejurimile... Ionaș și... e în aceeași zonă? Nu. Ionaș e un documentar pe care l-ai lucrat cu Aristoteles? Da, l-am... e făcut în contextul ăla, workshop-ului. În ce zonă? De documentar. În lângă Baia Mare. Lângă Baia Mare, da. Și lângă Brudina Mare, și cu Hometown mare. Sunt zona la orăștie. Hometown e chiar orăștie. Ok. Da. Vreau să zic că orașele mici sau nu știu, orăștie, dacă te îndepărtezi un pic de centru și na, cu cât mergi așa mai departe, e aproape sat, știi? Adică nu... Cam ăla e feeling-ul, e foarte peaceful și așa. Adică nu e ruralul ăla izolat de orice om, știi? Dar e destul de... Deci o etapă intermediară? Băi, și orașul în sine, undeva între viața la țară și viața la oraș mic și cartea asta între niște proiecte despre... O zonă, te-ai gândit vreodată cum ar fi să faci un documentar sau o ficțiune în orăștie? Te-a tentat vreodată? Nu. Pentru că vorbești de nostalgie, vorbești de întoarcere, dar uite, din ce înțeleg eu, e o nostalgie de care te bucuri așa, sincer, dar pe moment. Te-a tentat să faci un film în orăștie, fie că e documentar, fie că e ficțiune? Sau prefer momentele astea așa ca niște instantanee din... perioada întoarcerii. Băi, nu mi-am pus niciodată problema cu ficțiunea acolo. Nu m-am gândit. Băi, erau lucruri pe care vroiam, la care mă gândeam că ar putea fi film, știi, povești de acolo, dar asta mă gândeam mai mult în studenție, în școală, când trebuia să găsesc subiecte de ficțiune, trebuia să fac ceva. M-am gândit la un moment dat, dar nu mai știu cu ce exact ficțiune, dar era complicat ca student production-wise, știi, să duci pe toată lumea acolo și... Na. În schimb am făcut în orăștie în anul 1 un portret, am avut temă la școală și l-am filmat pe un prieten de acolo care să zici că e mai urban așa, mai aproape de asta, dar nu aș gândi eu
Nu știu cum ți se pare ție că vine cartea asta în contextul a două documentare, ți se pare ca nu cam perete sau nu, ți se pare off the hook, nu? Nu, perete, dar mi se pare că e o doză foarte strictă de nostalgie. Adică te-am întrebat asta fix pentru că aveam impresia că de fapt și de drept te bucuri mai mult de câteva momente acolo decât dacă te-ai bucura să stai să trăiești acolo mai lung, să lucrezi acolo în film, să te întorci acolo pentru o perioadă de timp mai lungă decât niște vacanțe, niște vizite la rude. Am dreptate? Nu știu cum ar fi să... Adică asta este rezultatul distanței, știi? Nu știu cum ar fi dacă ar fi să stau acolo mai mult. Oricum, dacă ai face un film, nu ai sta atât de mult pe cât ar fi nevoie, adică doar producția probabil și... Întrebarea nu era nici foarte tendențioasă, nici foarte isteață, dar pornea de la o realitate destul de obiectivă. Regizorii care scot cărți de fotografie sunt, în general, tentați să le lege de un proiect regizoral de film. Există, într-adevăr, niște colecții, de pare Tarkovski, colecția de polaroide, care se întinde peste mai multe filme ca hobby, dar există și în extrema cealaltă și mai recent la noi... expoziția și catalogul foto, dacă am înțeles corect, al lui Cristi Puiu, apropo de Sierra Nevada. Deci, în general, regia și fotografia se influențează și uneori o carte este un preview sau un afterthought, ca să zic așa, o urmă emoțională după un film. O să-mi simți că ai vrea mai mult decât cartea asta sau cartea asta îți clarifică ție o legătură și o distanță față de locul ăsta? Băi, eu le văd destul de diferite, adică filmul de fotografie. În film nu fac ce fac în fotografie și nici invers. Cartea documentează mai mult un sentiment decât un eveniment sau o anumită poveste. Și nu știu dacă nu m-aș putea apropia, sau cel puțin acum, de filmele pe care le-am făcut prin mediumul ăsta, prin fotografie. Pentru că mi se pare că ai alt instrument și eu nu încerc neapărat să spun sau să dau din laboratorul unui film printr-o carte foto, pentru că atunci nu sunt sigur dacă s-ar numi photobook, știi? Adică într-un photobook se presupune că e mai mult decât un șir de povești și niște caption-uri sau așa. Un șir de fotografie, adică chiar spui o poveste și are un început și un sfârșit, știi? E mai mult decât un album, știi? Care să zici că e un colaj de imagini, știi? Chiar e montaj ce fac, știi? Okay. Adică ele au o serialitate și funcționează într-un anumit Ai respectat sens. O cronologie a pozelor în cartea asta? Nu, deloc. Ți-am zis, e mai mult un sentiment și sentimentul nu are cronologie. Are o cronologie în sensul în care a început atunci când am plecat eu de acolo, știi? Dar mai departe de atât, nu știu, sunt unele poze care au intrat în carte din 2013, altele de acum și nu... dacă este o ei așa, stai, că primele astea e din 2014. Asta e mai nou. Adică nu, chiar nu am respectat o chestie. Știi cum? Că practic te uiți, abstractizezi puțin tot ce se întâmplă în spatele imaginii, când a fost făcută, luna, anul, prietenii de atunci sau nu știu. Și practic te uiți la ele așa, ca și limbaj vizual, cum se pupă, ca și emoție. De aia vorbi și de montaj. Da, exact. Și atunci o să vezi că au, adică o să vezi. Când începi să lucrezi așa sau să îți pui problema în felul ăsta, eu am găsit o anumită ordine și serialitate și îți dai seama că ce înseamnă să pui o imagine mai mare aici, să ai mai multe pagini libere. Te joci foarte mult cu asta, te joci foarte mult cu spațiul gol, pentru că ai pentru fotografii că care umplu o pagină dublă, da. Și ai fotografii care sunt o treime de pagină și au foarte mult spațiu gol. Cum ai jucat asta? E ritm. Ce se întâmplă, adică acțiune și pauză, și pauză în acțiune, știi, de exemplu, că poți să ai, de exemplu, o imagine spread care poate să fie o pauză și o pauză și în poveste, știi? Și cumva conceptul cărții a fost, cultivă sentimentul ăsta de
hai să zicem, nostalgie sau dor de casă, că e mai simplu să o punem în cuvinte așa decât să explicăm mai mult decât o fac imaginile, știi, că până la urmă e un photobook. Și am încercat să aibă și valența asta de playful și de asta, uite, de exemplu, se întâmplă lucruri de genul ăsta. Sau nu știu dacă o să se vadă la cameră chestia asta. Uite, știi? Chestia asta, cum se continuă de pe o parte pe alta. Și ideea e să te joci cu el ca și obiect, știi? Și într-un fel să fie și un pic mai random, pentru că atunci când ești adolescent, oricum e destul de random, e ups and downs. E ca și cum te-ai dat cu skate-ul când sari, când mergi, când stai, știi? Hai, cât ți-a luat să găsești ritmul ăsta vizual din carte, montajul ăsta? Păi, o selecție de imagini o aveam făcut așa, care mi-ar fi plăcut mie, erau vreo 100-150 dintr-o 1500 și apoi am lucrat cu, adică m-a ajutat Fiorența Pina, care e curator și editor cărții, și cu ea am făcut chestia asta. Bine, ea fiind cu totul din afara proiectului și având și altă experiență, adică experiență în asta, și-a dat seama destul de ușor, știi, care ar merge, care nu, și na, după aia pentru mine a fost un proces așa de killing your darlings, știi? Ai luptat pentru vreo imagine? Băi, n-am fost absurd, adică eram pregătit pentru asta, sunt obișnuit de la film, adică filmezi mii de ore sau ceva și rămâne jumătate de oră în film, știi, adică așa e și aici, ai peste 1000 de poze și rămâi cu 40, adică e clar că renunți la unele ca să faci ceva omogen și care să se lege fix în ideea asta și să se reflecte conceptul cărții, adică de nostalgic but playful. Okay, ce n-am văzut pe aici asta în fiecare imagine, adică fiecare imagine se presupune că ar trebui să conțină chestia asta și obiectul, cartea în sine să o aibă și el ca un tot gen. Ce n-am văzut pe aici și acum nu o să stau să țin număr, dar sunt foarte puțini, sunt oamenii. De puțin oameni în pozele astea. E o alegere estetică, e o alegere narrativă. Nu-ți plac pozele cu oameni, pur și simplu? Bă, le ador. Okay. Dar nu prea sunt așa mulți oameni. Ok, deci e un oraș în care pur și simplu poți să te plimbi și să fii aproape singur, ca într-un film cu epidemie de zombie? Bă, da, de multe ori, mai ales seara, să zic așa, e... Chiar ești pe un platou de filmare de multe ori. E fantomatic așa, nu mai sunt așa mulți oameni, de aici cumva e și un substrat al cărții în care, dacă e să contextualizezi, ar fi vorba și de migrație. Ok, câți oameni locuiesc teoretic în orăștie și acum vreo 17.000, cred că cam așa, vreo 17.000. Și cam câți au plecat, cât sunt plecați pe lângă ăștia 17.000? Din 2011, când a fost ultimul recensământ, cam 10.000. Deci aproape o treime din oameni, poate chiar mai mult, au plecat. Da. Și unde pleacă oamenii ăștia? Ce fac? Tu ai venit și faci o facultate. Da. Și film. Da, și eu am migrat la... Ok, dar restul? Se mută la facultăți și se mai întorc, au plecat la muncă. Da, amândouă. Toate în același timp. Și mai sunt alte persoane care au venit de la sat la oraș, din zone. Deci există și o migrație... Da. Pe plus, oameni venind din sate din jur. Bine, dar e... foarte mică comparativ cu aia care pleacă de tot. Știi că așa mai sunt și alții care vin din orașe mari și se mai stabilesc pe acolo sau care pleacă din oraș la sat. De ce a plecat cineva dintr-un oraș mare sau ce în oraș? Ce poți să faci în oraș? Asta e așa o întrebare. Mai mult turistic. Cred că e mai mult de liniște așa, că te stabilești acolo. Pentru... Avem adică internet, poate sunt, da. Poate sunt oameni care au plecat de acolo și s-au pensionat și așa și mai sunt destul de ok. De industrie locală, de ceva? Dacă mai păi sunt fabricile vechi, care e fabrica de blănuri. Ok, facem blănuri? Aoleo, Alen Deloane. Da, e simbol, Oreștie, se știe. Epicentru pentru la Alen Deloane. Da, pentru haină de blană. Și bine, e cam dezafectat acolo și toate fabricile astea vechi. Mai era una de mase plastice și astea mai au... anexe cumpărate de investitori străini, sunt și fabrici care au apărut noi și e, de exemplu, Fares, care funcționează... Ceaiuri. Da, ceaiuri. Ei
Sunt ok. Și ieși din orăștie și vezi pe câmpuri oameni culegând mușețel cu coșulețul sau ceva, e așa, e idilic sau e mai industrial de atât? Bă, chiar vezi, da. Ok. Sunt câmpurile super aproape de oraș și poți să-i vezi culegând, poți să faci un... ceva așa idilic, cum ziceai, foarte într-un fel romantic. Mai că l-aș vedea pe Ionaș, care totuși era din cu totul altă zona, da, țării, pe acolo, prin câmpuri. El numai noapte activează. Cât de greu este să scoți o carte, că asta este o carte de artă, este o carte de fotografie, un obiect super personal, super bibilit, cu un public nișat și clar. Cât de greu e să scoți o carte ca asta în România? Povestește-mi puțin despre cum merge cu finanțările. Știu că ai făcut o campanie de crowdfunding. Zi-mi puțin despre procesul ăsta. Da. Păi, nu știu încă cât de greu e, că nu am o neapărat mare experiență. A fost prima tentativă de a face cartea asta, a fost să aplic la FCN și într-un final am reușit să obțin finanțare de acolo. Și partea care a lipsit, am adunat-o prin crowdfunding. Și, na, nu mă așteptam să reușesc, să fiu sincer, cu crowdfunding-ul, dar am reușit. Deci, na, sper că e un precedent și că să funcționeze și alte campanii mai... Cum găsește tipografie, ca să-ți facă o carte foarte vizuală, mai ales că tu vii și din regie de film și din fotografie. Cum găsești tipografie capabilă să facă proiectul ăsta? Bănesc că avem câteva, le cauți. Eu nu știu foarte mult. Ceri sample-uri, te duci și stai acolo cu cartea, o pândești, verifici detalii. Da, asta în fază de producție, dar înainte când cauți... Știu, cred că te uiți la cărțile care ți se par ok din țară, te uiți unde au fost făcute... și te duci acolo și vezi dacă e bine și pentru tine. Cred că asta e singura chestie, că nu o să-ți facă nimeni un dummy sau așa până doar de probă. Știi că e... Na, dacă printezi offset, nu poți să faci doar una, știi? Trebuie să faci minim 500 sau 300. Sau... Și nu ai un test relevant până nu printezi exact în condițiile în care ți le-ai dori. Și atunci, asta zic că poți să faci, să te duci, să vezi ce publicații au, dacă se leagă cu ce vrei tu și... Deci, practic, așa e ales tipografia. Da, da. Ai un tiraj mic, e o carte de-asta, bibilită, bibelou. Câte ai? 300 de exemplare, da, în tirajul ăsta. 300. Și ce faci cu ele? Înțeleg că o să vinzi o parte, o să trimiți o parte către sponsorii de pe Indiegogo. Da. Și... Păi aproape o treime se duce în pre-sale pentru cei care au susținut cartea și restul librării. Ai vorbit, deja ai negociat și etapa aceasta? Nu, abia încă mă recuperez după, după producție și concepere așa. A fost destul de intens, știi că de obicei îmi spunea Fiorența că ea în mod normal nu lucrează așa cot la cot cu fotograful cum am făcut cu mine, că în mod normal practic lucrezi cu fotograful doar pe serie, știi? Pe sequencing, pe serialitatea imaginilor și după aia editorul și designerul fac restul și se ocupă, eu cred că și de prelucrarea imaginilor și tot așa, practic nu mai faci foarte multe. Și eu cumva mi-am băgat mâinile în toate oalele și... Da, am și amestecat în ele, ca să zic așa. Nu numai că mi-am băgat mâinile pe acolo. Și că a fost și prima oară pentru mine când am făcut chestia asta. Și foarte multe necunoscute, adică de la terminologie, cum se numește, I don't know, un tip de print, o hârtie, ce e fiecare etapă, ce e pre-press, mi-a luat super mult timp până am învățat, știi? Adică care e workflow, pentru că aveam și foarte puțin timp, adică am avut o lună jumate să fac totul în condițiile în care nu știam exact cum se numește ceea ce fac. Am așa un research, o listă de librării unde vreau să le scriu și distribuitor, dar încă nu m-am apucat. Ai mai face una? Bă, da.
Deci pe cât de obositor e să înveți toate chestiile astea, acum bă, că da, le știți, e ok să acum, le faci. Da, e ca la film, știi, că înveți toate chestiile alea tehnice într-o lună, știi, după aia te joci cu ele. Cam așa o să fie și acum. Sper. Adică o, sigur o să mă lovesc de alte probleme de care nici nu cred că există acum, știi, pentru că sunt încă la nivelul ăla de jos, care învăț așa basics. Dar o să mai fac, mi se pare un medium super tare de lucrat și aș face și zainuri. Zine. Știi că... Mai există vreunul oare? Că la un moment dat aveam câteva zainuri. Există SF-ul. În România nu știu, dar așa mă gândeam că poți să faci, să te joci practic cu serialitatea și cu concept de design și obiect, știi? Să experimentezi în chestii mici, că așa vroiam inițial. Adică îmi propusesem anul ăsta să încerc să leg în, pe hârtie, știi? În print un zain și după aia am zis, la fac cartea asta. Am zis că aplic la FCN. Deci puteai să faci un design. Ai putea să faci un design. Probabil că e o experiență complet diferită și complet haotică. Nu știu cât de confortabil ți-a fost ție să stai să lucrezi la cartea asta, dar un design cred că e mult mai haotic. Băi, nu știu că n-am făcut niciodată, dar mă gândesc că până la urmă sunt tot niște poze puse pe... Da, atât dacă trebuie să știi mai mult design sau nu știu. Adică să știi mai mult, să experimentezi mai mult pe chestia asta, că zainurile sunt foarte mult despre asta, știi, nu sunt așa aerisite neapărat, sau simplu, mai haotice. De asta ziceai tu că e mai complicat? Da, pentru că un ritm și o ordine sunt mai greu de găsit, odată ce le găsești, lucrezi în ele și îți dai seama ce merge și ce nu merge. Dar mai ales dacă faci un zain și un zain de obicei implică o colaborare între mai mulți oameni, o să trebuiască să găsești o, nu știu, zonă de trecere între mai multe stiluri și mai multe ritmuri și mai mult vizual și niște cerințe diferite și emoționale și de tipografie și... Da. Păi eu zic că așteptăm să punem Hometown sub bradul de Crăciun. Da, o să fie lansarea prin decembrie, sper că se întâmplă. Și că mersi și că am terminat și până una alta, hai să nu încheiem până nu clarificăm ce mai face Ionaș, care visează că plouă și care mai are niște festivaluri de parcurs. Ai fost până acum în vreo 8-9 festivaluri, ai luat 3 premii cu documentarul ăsta, ceva ce-l lași să mai meargă în niște festivaluri? Îl las, da. Următorul e în Franța, la interview, în Belfort, dar când o să iasă podcastul ăsta, festivalul o să se fi întâmplat deja. Și după nu e nimic anunțat, nimic oficial. Okay. Să vedem. Mai vreau să zic la Hometown de eseu, că există și un eseu scris de Yasmin Alcaisi, care e etnograf vizual, și ea e pe filmul ăsta. Adică ea e din Giurgiu, dar a plecat de niște ani de acasă, tot așa, prin alte țări, acum stă în Berlin. Și practic căutam pe cineva care să scrie eseul din carte. Și a apărut la Caterinca când spunea de niște zainuri mai de mult, că vrea să mă includă și pe mine, n-am mai vorbit. Și postase ceva cu fotografie la un moment dat și am zis, hai să-ți dau asta să vezi, că atunci făceam dosarul pentru AFCN. Și am avut un Skype așa de vreo 2 ore în care am vorbit despre asta și mi-am dat seama că ea trebuie să facă asta, știi? Că ea e și poetă. Acum, Giorgio, e tot un oraș mic? E tot un oraș mic, adică avem același feeling, da. E... Și a venit în orăștie, a venit din Berlin în orăștie să vadă exact despre ce e vorba. Și am stat pe acolo, ne-am ars vreo 2-3 zile. Și cred că a contat super mult experiența asta și pentru ea. Adică cumva toată lumea a venit acolo, a trecut. Pe lângă și Petre, tipul cu spatele din carte, care face obiectele din skate, practic și el e tot de acolo. Adică mi se pare că toată lumea s-a înturat în... Are o conexiune așa, știi, cu orașul. El e Petre, cumpărăți ghete. Ce ghete și... face? Da, nu face ghete. Și apropo de Ionaș, pe Fiorența am cunoscut-o prin recomandarea unei unei fete care lucrează la Vision Durel, unde a avut premiera, că eu căutam și editor, știi?
și aveam în minte pe cineva care nu avea timp, de fapt. Și la recomandarea fetei astea de la Vision Durel am dat de Fiore și a fost super bine cu ea. M-a ajutat o grămadă, am învățat multe. Ok. Mersi. Da, mersi și eu.